sunt eu la eu vin la tine. Oh.
cântat către Domnul cuvintele acestei cânte, după ce Domnul a izbăvit din mâna tuturor vrăjmașilor și din mâna lui Saul. El a zis, Domnul este stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeu este stânca mea, la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea mea, care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea. Mântuitorule, Tu mă scapi de sinicie. Eu chem pe Domnul cel vrednic de laudă și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Căci valurile morții mă înconjuraseră și voaiele nimicirii mă înspăimântaseră, legăturile mormântului mă înconjuraseră, laturile morții mă prinseseră. În strâmtorarea mea am chemat pe Domnul. Am chemat pe Dumnezeul meu, din locașul Lui. El mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns la urechile Lui. Atunci pământul s-a cutremurat și s-a clătinat. Temelile cerului s-au mișcat și s-au scuduit pentru că el se mâniase. Fum se ridica din nările lui și un foc mistuitor ieșea din gura lui, cărbunea prinși țâțneau din ea. A plecat cerurile și s-a pogorât. Un nor gros era sub picioarele lui. Călărea pe un heruvim și zbura. Venea pe aripile vântului. Era înconjurat cu întunericul ca și cu un cort. Era înconjurat cu grămezi de ape și cu norii unei coși. Din strălucirea care era înaintea lui, scânteiau cărbuni de foc. Domnul a tunat din ceruri. Cel prea înalt a făcut să-i răsune glasul. A aruncat săgeți și a risipit pe vrăjmașii mei. A aruncat fulgerul și i-a pus pe fugă. Fundul mării s-a văzut. Temeliile lumii au fost descoperite de mustrarea Domnului, de vuietul suflării nărilor lui. El și-a întins mâna de sus din înălțime, m-a apucat, m-a scos din apele cele mari. M-a izbăvit de potrivnicul meu cel puternic, de vrăjmașii mei care erau mai tari decât mine. Ei mă prinseseră în ziua strâmtorării mele, dar Domnul a fost sprijinitorul meu. El m-a scos la loc larg. El m-a mântuit pentru că mă iubește. Domnul mi-a răsplătit după nevinovăția mea, mi-a făcut după curăția mâinilor mele. Căci am păzit căile Domnului, nu m-am făcut vinovat față de Dumnezeul meu. Toate poruncile Lui au fost înaintea mea și nu m-am depărtat de la legile Lui. Am fost fără vină înaintea Lui. M-am păzit de fără de legea mea. De aceea Domnul mi-a răsplătit nevinovăția mea după curăția mea înaintea Lui. Cu cel bun, Tu ești bun. Cu omul drept, te porți după dreptate. Cu cel curat, ești curat. Cu cel îndărătnic, te porți după dreptăția Lui. Tu mântuiești pe poporul care se smerește și cu privirea Ta cobori pe mândri. Da, Tu ești lumina mea, Doamne. Domnul luminează întunericul meu. Cu Tine mă năpustesc asupra unei oști din armate. Cu Dumnezeul meu sar peste zid. Căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite. Cuvântul Domnului este curățit. El este un scut pentru toți cei ce caută adăpost în El. Cine este Dumnezeu afară de Domnul? Și cine este o stâncă afară de Dumnezeul nostru? Dumnezeu este cetățuia mea cea tare și El mă călăuzește pe calea cea dreaptă. El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor și El mă așează pe locurile mele cele înalte. Îndeplinde mâinile la luptă și brațele mele întind arcul de aramă. Tu îmi dai scutul mântuirii tale și ajung marea mare prin bunătatea ta. Lărgești drumul sub pașii mei și picioarele mele nu se clatină. Urmăresc pe pașii mei și nimicesc. Nu mă întorc până nu-i nimicesc. Îi nimicesc, îi zdrobesc, de nu se mai scoală. Cad sub picioarele mele. Tu mă încingi cu putere pentru luptă. Răpui sub mine pe potrivnicii mei. Faci pe vrăjmașii mei să dea dosul înaintea mea și nimicesc pe cei ce mă urăsc. Se uită în jurul lor și nu-i cine să-i scape. Strigă către Domnul, dar nu le răspunde. Îi pisesc ca pulberea pământului. Îi zdrobesc, îi calc în picioare, ca noroiul de pe uliță. Mă scap de neînțelegerile poporului meu. Mă păstrez drept căpetenia neamurilor. Un popor pe care nu-l cunoșteam îmi este supus. Fiii străinului mă lingușesc, mă ascultă la cea din tâi poruncă.
Dumnezeu își umilește sufletul prin mărturisire și pocăință, asemenea lui David, poate fi sigur că există nădejde pentru el. Dacă facem și noi asemenea lui David, indiferent de păcatele pe care le-am săvârșit sau le avem în viața noastră, cu siguranță putem primi iertarea lui Dumnezeu. Trecuse aproape un an când încă nu se vedeau consecințele păcatului lui David. Dar totuși, ziua judecății se apropia. Această judecată, aceste consecințe trebuiau primite în viața lui, indiferent de pocăința mare pe care el a făcut-o. Noi nu putem trece cu vederea faptul că trebuie să suportăm consecințele faptelor noastre, viața noastră. Cu siguranță, Dumnezeu ne iartă, dar consecințele ne urmăresc. Domnul vrea ca noi să privim la David și să vedem în el un exemplu. Deși el a ajuns binecuvântat și favorizat foarte mult, ajungând să fie împărat în poporul lui Israel, el nu trebuia să se simtă în siguranță, neglijând rugăciunea și vegherea. Domnul fusese împărat după inima lui, dar el, la un moment dat în viața lui, a neglijat ceea ce era mai important pentru el, rugăciunea și vegherea. Aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră și să mă întreb chiar pe mine însumi, dacă în zilele acestea neglijăm rugăciunea. Vreau să vă întreb dacă mai avem nevoie de rugăciune în viețile noastre. Fraților, surorilor, dragă soră, soțul tău mai are nevoie de rugăciunea ta în viața lui? Dragă soție, îți iubești așa de mult soțul încât alegi să te rogi în fiecare zi pentru el? Dragă mamă, dragă tată, copiii tăi mai au nevoie de rugăciune în zilele acestea? Cu siguranță cred că au cea mai mare nevoie de rugăciune în zilele acestea. Avem cea mai mare nevoie ca să venim în casa lui Dumnezeu și să ne pregătim pentru timpurile care ne așteaptă. Cu siguranță nu ar trebui să pierdem din vedere vegherea și rugăciunea. Cred că nu putem spune că ne-am rugat îndeajuns pentru copiii noștri, pentru soțul nostru, pentru cei dragi nouă. Mă întreb cu siguranță dacă v-ați rugat de ajuns, nu erați aici. Dar mă întreb, unde suntem atunci când ușa casei noastre este deschisă pentru rugăciune? De exemplu, unde suntem nunțiala? Vă spun cu durere în suflet, ora de rugăciune din cursul săptămânii este pe care să se desfințeze. Pentru că de multe ori, doar omul de serviciu este fratele pastor și poate două, trei persoane. Dacă am avea, cred că, o dorință în suflet să ne rugăm, am fi aici. Dacă am avea pentru cine să ne rugăm, am fi aici. Cu siguranță ne putem ruga și acasă. Dar atunci, de ce a trebuit să construim un templu? Gândiți-vă de fiecare dată când bate clopotul la ora 7. La ora 8 e ora de rugăciune la biserică. Unde sunt? Să știți că e descurajant și pentru cei care vin. Când văd că sunt puțin, e descurajant, nu știu, te simți singur. Nu că cei care vin ar fi mai credincioși, nu spun lucrul acesta, dar faptul că frații se adună și se roagă împreună, cred că este altceva. Dacă aveți pentru cine să vă rugați, pentru copiii dumneavoastră, pentru soțul, soția, părinții, atunci nu neglijați ceea ce este mai important, ora de rugăciune. Dacă credeți că ora de rugăciune este importantă, atunci nu întârziați să veniți. Nu uitați că David a ajuns împărat. Și ceea ce m-a șocat cel mai mult în viața lui a fost textul din 2 Samuel 15 cu 30. Și aș vrea să-l citim. 2 Samuel, capitolul 15 cu versetul 30. David a suit dealul măslinilor, suia plângând și cu capul acoperit și mergea cu picioarele goale și toți cei ce erau cu el și-au acoperit și ei capul și suiau plângând. Cum a ajuns David de pe tronul său să urce
idealul măslinilor, plângând, cu capul acoperit și cu picioarele goale. Vă mai amintiți? Fugea de Absalom. Era alungat chiar de fiul său, de pe tron, de Absalom. Nu uitați faptul că el nu și-a mustrat copiii, nu și-a îndemnat copiii pe calea cea bună, la un moment dat a ajuns să fugă din calea lor. A ajuns să urce dealul măslinilor, plângând, cu capul acoperit și cu picioarele goale. Mă întreb, dacă noi neglijăm rugăciunea, dacă noi neglijăm vegherea, cum ne vom sui la Tatăl nostru? Plângând, cu lacrimi în ochi, cu mâinile goale, vom fi singuri, ca și David? Copiii noștri vor fi rămași undeva în urmă? Sau vom fi plini de bucurie și mâinile noastre vor fi pline de cei dragi, de cei ai noștri? Pentru David nu era de mirare că trebuia să plece, să fugă. Pentru el era de mirare faptul că Dumnezeu întârziase așa de mult să pună în aplicare consecințele păcatului lui. Totuși, un lucru e de admirat. Atunci când fuge, leviții aduc și chibotul cu ei și zice, ei credeau că este o protecție din partea lui Dumnezeu. Și totuși, David, în acele momente, pune interesul lui Dumnezeu, interesul poporului mai presus de interesul personal. El îi roagă pe levit să ducă chivotul în cetate, la locul lui. Și el se credea în făgăduința că dacă va căpăta trecere înaintea lui Dumnezeu, va vedea din nou chivotul Domnului. Și mai un lucru. Deși nu a știut să pedepsească faptele copiilor săi, fugea acum din cauza lui Absalom, totuși când căpetenile merg la luptă împotriva lui Absalom, el îi roagă ceva. Vă mai amintiți? Ce-a rugat? Ce l-a rugat pe Ioab? Și pe ceilalți? El spune. Pentru dragostea pe care o aveți față de mine, purtați-vă blând cu fiul meu Absalom. Nu uitați. El își iubea fiii și totuși, prin îngăduința care a arătat-o față de ei, ne acționând la timp să cizeleze caracterul lor, pe acești copii i-a costat foarte mult, i-a costat chiar viața lor și au pierdut viața pământească și mai apoi veșnicia. Și totuși, mare fusese căderea lui David, dar mai mult decât atât, celui care păcătuiește mult, îi se iartă mult și iubirea lui a fost foarte mare și puternică, credința. El a fost luminat de Dumnezeu în tunericul său. În 2 Samuel 29 ni se spune, dar Tu ești lumina mea, Doamne, Domnul luminează în tunericul meu. Chiar dacă era cuprins de mânecele tunericului, totuși Dumnezeu îl părăsește. Pentru că El are să se bucăiască. În câteva cuvinte aș vrea să vă povestesc cât de mult a însemnat textul acesta din 2 Samuel, capitolul 15, cu versetul 29 pentru mine. 22 cu 29. La un moment dat, aveam și eu nevoie de încurajare. Fusesem la un medic oftalmolog și primisem un diagnostic glaucom. Mi s-a recomandat chiar să iau un tratament. După aceea a urmat, cred că o săptămână de spitalizare. Acolo nu mi se confirmă diagnosticul. Chiar din potrivă îmi spune că dacă nu am acel tratament, puteam să fac dezlipire de retină. Și cu siguranță atunci întunericul fizic era permanent pentru mine. Și am mers la mai mulți medici și la un moment dat stăteam la rând într-un cabinet oftalmologic. Și pe atunci eram un pic mai tânără, în urmă cu vreo 7 ani, cred că o bătrânică mă abordează și mă întreabă ce fac acolo. Îi spun că am probleme cu tensiunea la ochi, am avut probleme cu tensiunea la ochi. Și zice, ce tratament ați luat, doamnă? Păi zic, n-am luat niciun tratament. Ea mă mai întreabă încă o dată, totuși, ce picuri ați folosit pentru a scade tensiunea de la ochi? Îi spun, doamnă, zic, n-am folosit niciun picur, zic, așa, mi-a trecut. Și ea îmi deschide ochii și îmi spune niște cuvinte care mă urmăresc toată viața. Îmi spune, cum, doamnă, v-a trecut așa de la Dumnezeu?
Și atunci am realizat ceea ce poate eu n-am văzut atunci pe moment. Am văzut că mi-a trecut așa de la Dumnezeu. Dumnezeu îmi oferise sănătatea de care aveam atâta nevoie. Cu toții, poate la un moment dat suntem cuprinși în întuneric fizic, întuneric spiritual. Dar să nu uităm. Asemenea lui David, putem fi luminați în întunericul nostru și putem merge prin credință mai departe. Domnul este gata să transforme viețile noastre. Totuși, noi trebuie să ne facem partea noastră, să venim înaintea Lui. David primește mai departe o făgăduință. Să nu uităm că din seminția Lui mai târziu se naște Cel care va fi chemat Fiul Celui Preaînalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunului de domnia tatălui său David și împărăția Lui nu va avea sfârșit. Chiar dacă îi moare 4 fii, din seminția Lui se naște cel mai mare împărat care va domni veșnic. Nu uitați, împărăția Lui Dumnezeu este veșnică. Și înainte de a începe veșnicia, împărăția Lui Dumnezeu se poate naște în inima mea și în inima ta. Dar lucrul acesta se poate întâmpla doar prin rugăciune și veghere. De aceea, nu pregetați să venim împreună la închinare.